Bine ați venit la webinarul organizat de compania Admiral Markets. Numele meu e Croitorul Vyacheslav, analist piețe financiare și trainer la această companie. Astăzi continuăm cu seria webinarilor pentru concursul Forex Fight. Concursul este în cea de a doua etapă. Mâine e ultima zi pentru a doua etapă din acest concurs. Urmează runda 3 și 4 în următoarele săptămâni, iar în decembrie runda finală. Între timp, cu ajutorul acestor webinarii, încercăm să vă ajutăm să înțelegeți mai bine ce înseamnă tranzacționarea pe piețele financiare și anume pe piața de pe piața valutară internațională. Pe scurtat îi spunem Forex de la Foreign Exchange Market. În webinariile trecute ați văzut metodele de analiză a evoluției trendului cu ajutorul liniilor de trend, cu ajutorul instrumentelor Fibonacci, mediilor mobile, noțiunilor despre evoluția trendului. Și ulterior, săptămâna trecută am discutat despre acele semnale care se formează la inversarea direcției trendului, cum are loc testarea, semnalele pe lumânări, unde le căutăm pe acestea și de ce avem nevoie de ele. Ulterior, urmând practic poziționarea în piață, odată ce căutăm să ne poziționăm în piață, adică căutăm acele puncte optime de intrare și de ieșire din piață, totodată vom calcula și riscul pe care ne-l asumăm în tranzacționare și ulterior, după ce este calculat riscul, vedem și potențialul profit. Mare este vorba deja de strategie de tranzacționare și aceasta diferă de la trader la trader. Un moment. Fiecare o aplică în felul său. În general, la tranzacționarea pe trend, în primul rând se vor căuta semnale de inversare a direcției trendului, dar conform teoriei clasice, un trend ascendent, de exemplu, continuă să fie ascendent atâta timp cât se formează minime ascendente și maxime ascendente, adică fiecare minim este mai sus decât celălalt și fiecare maxim este mai sus decât celălalt, iar odată ce se formează un minim mai jos decât minimele anterioare și după care vine un maxim de testare care este mai jos decât maximele anterioare, apare primul semnal care confirmă că se inversează direcția trendului sau cel puțin avem o corecție de grad mai mare, corecția minimă la un trend fiind de 23,6%, nefiind necesară în acest caz formarea unui minim mai jos decât alte minime ale trendului, când se produc corecții majore la trend, adică până în nivelul 61,8% Fibonacci, atunci deja vedem formarea unor minime contra trendului, adică descendente în cazul în care am avut un trend ascendent până în acest moment. Vorbesc în felul acesta deoarece pe euro-dolar, într-adevăr, până acum am avut un trend ascendent, iar zilele trecute s-a confirmat formarea unui minim mai jos decât minimele anterioare, după cum se vede din grafic. Iar acum
Începe sau chiar și se va termina curând formarea unui maxim de testare. Maximul testează de obicei pe minimele anterioare ale trendului, adică din ceea ce vedem în evoluția, din evoluția actuală a prețului pe euro-dolar, s-a format un maxim pe moment decât o umbră care a testat umbra unui minim anterior. Prețul ar putea să mai evolueze ascendent până se face o testare mai exactă, ceva mai profundă, care poate să crească până la 1,2852. Vreau să aud și părerea dumneavoastră, celor care obișnuiți să tranzacționați, căci totuși părerea în acest moment în piață este diferită. Ce credeți? A fost acesta un capăt de corecție, căci mulți pot să-l considere și în felul acesta, adică o corecție terminată și de aici începutul evoluției ascendente. Considerați oare dumneavoastră așa? Ce părere aveți? Ar vrea să fie o discuție mai interactivă. Între timp răspund și la întrebare. O linie de trend se trasează din minim, din vârful umbrei, prin următoarele minime, astfel încât să cuprindem cât mai multe umbre. Este confirmată prin străpungere și testare pe ea. Aici cineva ne menționează și de discursul lui Bernanke. Într-adevăr, ieri a vorbit altcineva din partea Fed și imediat după ora 9 a început să fie descreșteri pe euro-dolar. E posibil și astăzi, după discursul lui Bernanke, să scadă. Deci o părere comparativă cu evoluția indicilor bursieri.
Ok, deci avem mai multe păreri, le vedeți și dumneavoastră. În general, văd o opinie corectă că euro-dolar ar avea mai mult o tendință descendentă, chiar dacă ieri și astăzi vedem creștere pe euro-dolar, totuși se observă cum comparativ cu evoluția pe alte instrumente, ce este necesar de urmărit, se poate configura în general o tendință de apreciere a dolarului american. Acest lucru se întâmplă deoarece, unul la mână, încep să scadă indicii bursieri, și anume S&P 500 a dat un semnal foarte puternic de vânzare ieri, adică de tendință descendentă. Am avut aici un suport și începând de la acest suport, chiar și nivel psihologic 23.6 pentru toată evoluția ascendentă de la începutul, nu de la criză, ci pentru ultimul trend ascendent. Dacă luăm în proporție mai mare și dacă luăm într-o proporție mai mică, tot s-a dus mai jos de nivele importante. Chiar dacă semnalele de descreștere pe S&P 500 au apărut mult mai devreme, încă de săptămâna trecută, la fel și pe Dow Jones Index, aceste semnale de descreștere le vedem începând în această zonă, data de 7 noiembrie. Pe indicele DAX, care este indicele european și care, odată cu începutul descreșterii acestuia, se va resimți mai bine descreșterea pe euro-dolar. Primele semnale au apărut abia ieri, de confirmare a descreșterii, când înainte de aceasta am avut străpungerea liniei de suport, trei maxime observăm în partea de sus, străpungerea liniei de suport cu concomitent cu străpungerea liniei de suport a maximelor, revenire cu testare, o zi în descreștere care a fost marți, ieri miercuri, încă o zi puternică în descreștere, semnal de vânzare. Și astăzi vedem că apare această tendință de continuare a descreșterii. Ieri cea mai mare descreștere am văzut-o după ora 9 seara, cel mai probabil astăzi se vedem același lucru. Lucru care ne arată că odată cu vânzarea acțiunilor din piața americană, atunci când se vinde o acțiune, aceasta este schimbată pe valuta dolar, ceea ce duce la o tendință de apreciere a monezei americane. Iar concomitent pe aur, vedem la fel niște semnale de descreștere, cel puțin pe termen scurt, întrucât pe termen lung ar mai fi nevoie de niște confirmări, dar pe termen scurt deja apar semnale de descreștere, ceea ce va confirma tendința de apreciere a dolarului, întrucât dacă capitalul nu merge în aur, atunci merge în dolar. Trendurile de risc sunt în descreștere, ceea ce înseamnă că fluxul de capital va merge într-o oarecare valută, dacă nu merge în aur. Vedem că și yenul japonez a început să se deprecieze, iar pe paritatea USD/JPY vedem o apreciere a dolarului comparativ cu yenul japonez, ceea ce înseamnă că în curând vom vedea o configurare a unei tendințe clare de apreciere a dolarului american. Și mai important decât atât, tot ieri am văzut
semnale puternice de inversare a direcției de evoluție a trendului pe AUD/USD și pe NZD/USD. Înghițire totală cu străpungerea liniei de suport avem la instrumentul AUD/USD, totodată foarte interesant de observat pe termen lung, chiar foarte lung, începând din 2009 până acum, trendul ascendent, străpungere, testare triplă la nivelul superior și acum pe termen scurt, dacă urmărim pe graficul zilnic această perioadă, am avut străpungere, testare la linie de rezistență pe termen și mai scurt, doar pentru ultimele zile, aceeași străpungere o avem la linia de suport și deja sunt în jur de 3 testări la liniile de suport pe termen mai lung, mai scurt și mai scurt, adică cel mai lung linia roșie și verde, mai scurt a doua linie albastră și ultima linie albastră de jos, de pe termen foarte scurt, străpungere la linia de suport pe AUD/USD este o tendință puternică de descreștere, adică aprecierea dolarului american, aceeași tendință avem și pe NZD/USD. Totuși, tema de astăzi sunt punctele de intrare în piață. Adică, cum ne plasăm în piață, astfel încât să avem o pierdere cât mai mică și un potențial de câștig cât mai mare, iar ulterior, când începe deja să evolueze prețul, să nu ne prindă într-un moment nepotrivit de stare emoțională agitată, pentru că în momentul în care abia are loc inversarea trendului, prețul evoluează mult mai calm și mai liniștit, iar ulterior evoluția este destul de agresivă. Lucru care poate fi urmărit după modelul trendului anterior. Vedeți, momentul de străpungere a liniei de rezistență, formarea unui maxim puțin mai sus decât maximele anterioare locale, testare și început de evoluție ascendentă. În cazul respectiv, am avut norocul că maximele anterioare erau foarte apropiate față de, adică nu erau unele lungi în sus, la fel cum este acest maxim aici. Erau unele scurte și imediat s-a format un maxim mai sus decât maxim anterior, ceea ce indică capacitatea de inversare a trendului, plus că acesta mai și străpunge linia de rezistență. Testarea se face destul de corect pe nivelul 13, presupun dacă urmărim un trend anterior. Dacă luăm tot trendul, veți vedea aici pendulul 13 testări. În general, totuși, aș prefera să-l iau mai scurt, întrucât prefer să trasez Fibonacci conform liniei trendului, chiar dacă acesta a început mai de sus. Și atunci, iată, aici vine testarea pe 13 și ulterior pe 23.6. În general, intrările în piață se fac anume la aceste nivele, la testarea nivelului 13 Fibonacci și la testarea nivelului 23.6. Prima șansă oferită de multe inversări de trend este intrarea la nivelul 13. Iată, vom urmări trendul actual, care a oferit această posibilitate la testarea nivelului 13, concomitent cu aceasta sau înainte de aceasta, dacă vreți. Se vede testare, străpungere la linia trendului și ulterior revenire cu testare. Dacă să trasăm Fibonacci doar pentru
ultimul val ascendent, vedem 23.6 suprapus cu 13, ceea ce ne indică o zonă bună pentru testare, un nivel de rezistență important, confirmat și de maximele și minimele anterioare, adică avem și un nivel psihologic. Care este unicul dezavantaj în intrarea pe nivelul 13? La acest nivel, de multe ori, nu avem confirmarea direcției. Adică, confirmarea direcției înseamnă formarea unui minim mai jos decât minimele anterioare. Vedeți, minimele anterioare ale trendului, care vin pe această linie roșie de suport, sunt destul de jos. Străpungerea la linia de suport a trendului s-a făcut ceva mai sus, cu minim mai sus, ceea ce încă nu ne indică o capacitate de inversare a direcției trendului. Dar probabilitatea de inversare este mare și aceasta se determină cu acele instrumente despre care am vorbit în webinariile anterioare, și anume străpungerea liniei trendului care este trasată prin toate umbrele trendului anterior. Adică linia trendului nu vine deplasată așa în sus încât să încercăm să vedem o străpungere când prețul este abia aici pe data de era 10 octombrie. Chiar dacă linia poate fi trasată așa, întrucât ea este acceptabil ca să fie trasată prin puncte de închidere, totuși, pentru o intrare contra direcției trendului, cel mai sigur este atunci când linia este trecută doar prin umbre, adică o ținem cât mai depărtată de trend, și totodată maturitatea trendului este confirmată de formarea unui paralelism, adică linia de bază, linia de suport, care ulterior va fi testată. Formează de aia preluăm alte linii identice, vom vedea că maximele și minimele formate în cadrul acestui trend sunt testate pe această linie. Linia de sus e rezistență și avem o linie medie care testează maxime și minime intermediare ale trendului. Concomitent cu aceasta, aici probabil a fost setat grafic să fie de 4 ore, stă media mobilă 55, modificăm în perioada de 21 care este utilizată pe graficul zilnic. Concomitent, avem și testarea mediei mobile 21, când este testată linia trendului și nivelul 13 Fibonacci. Acesta este primul punct de intrare în piață care ne oferă posibilitatea să intrăm cu un stop loss foarte scurt contra direcției trendului, adică pe inversare, chiar dacă încă nu știm sigur că prețul va evolua descendent. În momentul în care reușim să prindem acest punct, avem capacitatea să intrăm cu un stop loss în jur de 110-150 de puncte și un take profit de 500 de puncte, adică un raport de 1 la 5. Este momentul când se poate intra, nu întotdeauna, în proporție de 70% aceste puncte se confirmă, dar sunt și momente de excepție sau momente de eroare, când pur și simplu s-au comis erori în analiză. Dar într-o proporție destul de mare acest punct se confirmă și practic ne oferă o capacitate să riscăm puțin, 5% din valoarea contului și să câștigăm 25%. Iar după ce prețul confirmă direcția, vedem aici un doji care a doua zi este confirmat de o lumânare în descreștere, se poate adăuga încă puțin volum. Ulterior, după străpungerea nivelului 23.6, o să elimin Fibonacci pe termen scurt, după străpungerea nivelului 23.6,
Există posibilitatea de a adăuga volum în momentul în care prețul revine cu testare pe acest nivel. Vedem că, totuși, acum nici această umbră nu a reușit să testeze nivelul 23,6 pe euro-dolar și nici evoluția ascendentă de astăzi nu a reușit să facă acest lucru. Prețul a evoluat descendent până la nivelul 38,2 și chiar puțin mai jos, întrucât aici avem un nivel psihologic important. Concomitent cu aceasta a testat și extensia 261,8 Fibonacci, întrucât extensia este folosită pentru a determina până unde poate să meargă evoluția descendentă. În momentul de față se face testarea la 161,8 Fibonacci și a testat doar cu un vârf de umbră minim, tot un vârf de umbră anterior de pe minim. O testare care este scurtă, deci în acest moment se poate spune cu o anumită siguranță mai mare, mai ales după ce se va forma o lumânare care să denote faptul că piața nu mai crește, că s-a oprit, adică ori se formează o lumânare care vine mult contra și prețul se duce deja prea jos, ori cel puțin și ar fi mai bine să se formeze o lumânare care să stea pe loc, adică o stea, un doji mic sau ceva de gen. Atunci, acest lucru ar permite ca piața să se încarce cu volum pe vânzare. Care este problema în general? Atunci când este confirmată deja direcția trendului, în asemenea cazuri, stop-loss-ul pe care trebuie să ne-l asumăm tot este unul destul de mare. În cazul respectiv, ar trebui luat deja un stop-loss de 200 de puncte. Adică, de multe ori când se face tranzacționarea pe direcția trendului, intrarea la nivelele mai mari de testare, adică sub 23,6, necesită să ne luăm un stop-loss mai lung, deoarece acest nivel 23,6 poate fi retestat. Adică a dat un minim mai jos decât minimul anterior și poate să revină cu testare pe 23,6, tot acolo unde avem ultimul minim de pe trend. Lucru care necesită să fie luat un stop loss mai lung. Se întâmplă și cazuri de retestare a nivelului 13. De aceea, pentru o poziționare cât mai bună în piață, este nevoie de fiecare dată să urmărim testarea anume a acestui nivel 13, iar dacă străpungerea liniei de trend se face mai sus decât nivelul 13, cel târziu, de la 23,6, cum a fost în cazul anterior, să se facă intrarea pe inversarea direcției trendului. Acest lucru ne permite ca ulterior, când prețul revine cu testare, să nu ne agităm prea mult, adică să fim calmi, să nu conteze faptul că prețul merge contra poziției, deoarece poziția nu merge în pierdere, ceea ce s-a încasat profit până în acest nivel, ulterior revine, dar nu revine cu pierdere, ci se pierde în ghilimele spus din ceea ce s-a câștigat până acum. Adică, practic, poziția revine și după aceea iarăși se adaugă la balanță odată cu revenirea prețului pe direcția de inversare. Pentru unii, totuși, care preferă tranzacționarea pe termen scurt, pot să folosească tehnici de hedge în momentul în care începe corecția, să facă o hedgeare sau să închidă pozițiile și să reintre în piață de la nivelele de testare. Totuși, testările de multe ori se fac agresiv și dacă se face tranzacționarea pe conturi mari, aceste metode sunt mai greu de implementat, întrucât
închiderea și redeschiderea pozițiilor cu volume mari este destul de grea, mai ales din punct de vedere emoțional, pentru că intră de la nivelele superioare, 13, 23.6 permit intrarea cu volume mai mari, 5 până la 10% din valoarea contului, iar ulterior jonglarea cu aceste volume atunci când prețul începe să dea fluctuații de corecții și revenire pe direcție este destul de periculoasă. Hedge-ul înseamnă să se facă deschiderea unei poziții contra cu același volum și ulterior când se termine testarea să fie închisă această poziție. Totuși, testările uneori sunt mai lungi, alteori sunt mai scurte. În cazul respectiv, o să analizăm puțin această testare. Iată cum prețul urcă pe euro-dolar. Această testare s-ar putea termina și ieri cu această umbră și ulterior astăzi putea fi o descreștere. Totuși, prețul a revenit. Prețul poate să scadă de aici, dar prețul poate să crească și mai mult până în 23.6. Astfel, în momentul în care încep aceste testări, nu avem nicio siguranță unde începe și unde se termină această testare. Poate încă punctul de început poate fi prognozat, întrucât aici am avut într-adevăr un nivel psihologic destul de important la 1.2670. Dar până unde merge testarea e destul de greu de prognozat și atunci, în orice moment aceasta se poate termina și direcția descendentă poate continua cu o mișcare bruscă și puternică, lungă și atunci poate fi ratată intrarea în piață la același punct. De aceea, punctele optime de intrare în piață sunt maxim până la nivelul 23.6 sau imediat sub acesta, când are loc străpungerea și testarea liniei de trend, concomitent cu testarea mediei mobile 21. Ulterior, practic cu acel volum cu care se intră inițial, 5 sau 10% din valoarea contului, se stă în tranzacție până ce trendul își face o corecție de 50 sau 61.8%, în funcție de ceea ce ne indică extensia Fibonacci aplicată pe valul care face testarea la linia trendului. În acest caz, extensia 361.8 și 423.6, care ne indică lungimea corecției, targetul pentru evoluția descendentă a prețului, sunt mai jos decât nivelul 50%, unde tot avem un nivel psihologic intermediar, dar la anume la prețul 1.25-1.2450 avem un suport psihologic important, corecția 61.8% la trend și extensia 423.6 Fibonacci, care formează aici un cluster mai puternic și cel mai probabil aici vom vedea prețul. Evident, intrările se pot face și la aceste nivele de testare, dar se fac cu volum mai mic, cu 2-3% din valoarea contului, întrucât, după cum am spus, orice moment putem avea retestare la 23.6. Stop-loss-urile sunt lungi, de aceea, considerând că nu ne putem permite să pierdem într-o poziție mai mult de 5% din valoarea contului, intrarea se va face în cazul acesta cu 2,5% din valoarea contului, pentru că trebuie luat un stop loss în jur de 200 de puncte. Un lucru încă la fel de important. Atunci când avem deja direcția confirmată, cazul respectiv, adică tendința 80% descendentă ar fi, chiar dacă ultimele zile avem corecție, un lucru normal, tendința descendentă este confirmată și prin analiza comparativă cu celelalte instrumente, ceea ce am analizat la începutul webinarului. Totuși, haideți să observăm
stop loss-ul, care are 200-250 de puncte, va fi egal cu take profit-ul. Dacă chiar take profit-ul are și 300 de puncte, oricum, raportul de 1 la 1,5 este prea puțin. Ați văzut, de la nivelul 13 obținem un raport de 1 la 5. Și acum ceea ce ne interesează pe termen lung în tranzacționare, de fapt, este profitabilitatea. Dacă sunt ratate 5 poziții la rând de la intrarea în piață la testarea nivelului 38.2 sau 23.6, atunci, fiind, să spunem, 3 în pierdere și 2 în profit, suntem pe zero. Nu câștigăm prea mult. Dacă, în schimb, ratăm 3 poziții de la nivelul 13 și pierdem 15% din valoarea contului, în fiecare poziție câte maxim 5%, dar câștigăm 2 poziții și din acestea 2 câștigăm câte 25% profit, atunci, per total, profitabilitatea ar fi de plus 35%. Astfel, scopul, de fapt, nu este acela ca să prognozăm direcția în strategie de tranzacționare. Vedeți, este una să faci analiză și să vezi că, uite, acum a format prețul un minim mai jos decât minimele anterioare și acest lucru înseamnă că evoluția va fi descendentă. Degeaba cunosc acest lucru în acest moment, pentru că e prea târziu de a mai iniția poziții. Strategia înseamnă să poți să simți momentul și să-l prevezi mai mult timp înainte, adică cu 2 săptămâni în urmă, când abia începea evoluția, astfel încât în momentul în care aceasta se confirmă, noi deja să fim pregătiți în piață, eventual aici se poate adăuga puțin volum. În modul acesta și doar în acest mod se poate face profit din tranzacționarea pe piețele bursiere. Nu contează că suntem pe Forex sau suntem pe alte piețe. Nu degeaba, încă de mulți ani în urmă, există în America o vorbă care spune în felul următor. Atunci când iai un taxi și taximetristul îți recomandă să cumperi anumite acțiuni sau, să zicem, un indice în cazul nostru, că și indicii reprezintă acțiuni până la urmă, să știi că atunci e cel mai potrivit moment să le vinzi pe toate pe care le ai. Și acest lucru, deoarece se spune, deoarece atunci când deja toți știu că urmează o anumită direcție, direcția este epuizată, de fapt, deja. Evident, în acest moment, încă nu toți poate. Nu toți încă ar avea o viziune că prețul pe euro-dolar va fi unul descendent. Întrucât, chiar și zilele trecute, apăreau noutăți, apăreau analize, precum că prețul pe euro-dolar ar putea să crească până la 1,29, 1,30. Deci unii care se așteaptă ca prețul să crească la 1,29-1,30, în acest moment cumpără. Ceea ce ei se fac contraparte pentru cei care vând. Și dacă volumele pe vânzare sunt mai mari, atunci prețul va continua să scadă. Prețul scade până la un anumit nivel, 1,25-1,24-50, când cei care consideră acum că prețul ar putea să crească până la 1,30, deja se dezamăgesc de opinia lor și atunci zic că am greșit, tendința este descendentă și încep să vândă. Însă de la 1,24,50 începe corecția și prețul iarăși revine și crește și trebuie o corecție bună. Iarăși crește la 1,28. Atunci cei care au considerat tendința descendentă se gândesc iarăși. Am avut dreptate atunci, hai să cumpăr. Dar de fapt prețul iarăși va începe să scadă, pentru că se ia un trend descendent pe termen lung. Și e un joc de genul acesta. Un joc în care traderul trebuie să înțeleagă foarte bine psihologia pieței și să aibă stabilite punctele de intrare în piață, astfel încât
fluctuațiile pieței să nu afecteze poziția. Iar dacă poziția este luat greșit, atunci punctul acela de intrare în piață să fie găsit optim, astfel încât imediat în următoarele zile fluctuațiile prețului se denote dacă poziția a fost corectă sau nu, astfel încât să poată fi închisă cu o pierdere cât mai mică. Și anume nivelul 13, care este foarte aproape de maximele trendului, ne arată testările la linia trendului, iar dacă prețul pleacă mai sus de 13, concomitent cu aceasta se întâmplă să plece și mai sus de linia trendului și atunci știm că trebuie să închidem poziția. O să vorbesc puțin și despre USD Yen, alte parități cu USD, cu GPI nu analizez. Aș dori să mai abordez aici o parte psihologică în tranzacționare. Este greu pentru un trader să suporte o pierdere, de exemplu. Și atunci când vedem că deschidem o poziție și aceasta merge în pierdere, ne doare inima să închidem, pentru că știm că acei bani va trebui ulterior să îi recuperăm sau poate nu vom mai recupera. Dacă pierderea este prea mare, mai greu ulterior de recuperat. Dar există un lucru și mai greu decât acesta. E greu să vezi cum o poziție merge mult timp în profit, pentru că vorbim despre intrarea de la nivelul 13 și 23.6. Să vedeți cum o poziție ajunge aproape în 50%, aici e cazul respectiv, a scăzut între 38.2% și 50%, și ulterior să vezi cum banii pe care i-ai câștigat încep să se micșoreze, acel profit începe să scadă, întrucât poziția vine pe corecție. Și aici trebuie o emoționalitate de fier care se construiește în timp și o logică foarte exactă. Și anume, de ce trebuie să vă ghidați întotdeauna este o lege care spune în felul următor. Principalul scop în tranzacționare este acela ca să nu pierdeți banii. Atâta timp cât dumneavoastră reușiți prin strategia abordată să vă păstrați capitalul, întotdeauna veți avea șanse să câștigați mai mult și mai mult. Dacă nu luna aceasta, luna următoare și tot așa. Astfel, în momentele în care dumneavoastră sunteți în piață, dar prețul revine contra și totuși pozițiile sunt deschise de la nivele superioare în cazul respectiv, dumneavoastră sunteți safe, contul este în siguranță, pentru că nu pierdeți din valoarea inițială a contului, ci pierdeți ce se câștigă. O pierdere fictivă până la urmă, pentru că piața ar trebui să revină pe descreștere, după corecție. Mulți au tendința, după ce prețul a evoluat puțin pe direcția prognozată și când începe să revină, încep să aibă emoții foarte mari. De exemplu, cazul primei reveniri pentru testare a fost acesta. Nu este deloc ușor pentru un trader să vadă cum câștigă 100-200 de puncte și apoi prețul revine în totalitate contra. Mai ales că știu sigur că sunt puțini traderi care consideră un profit de 100 de puncte ca fiind un profit mic.
Pentru mulți 100 de puncte este un profit foarte mare. Totuși, gândiți-vă că 100 de puncte reprezintă decât 1% fluctuația a prețului în piață, ceea ce este foarte puțin. 1% este o mișcare de 1% în piață, este greu de prognozat, adică practic aceasta reprezintă un moment de volatilitate în piață. De aceea, după ce prețul își începe prima evoluție pe tendința trendului, iar apoi își face prima corecție, are în mod normal, tehnic, ar trebui să vină puțin mai sus. Traderii se descurajează și închid pozițiile. Asta în cazul fericit în care au reușit să stea totuși în această poziție timp de o zi, două. Și închid pozițiile. Ulterior, trendul își reia tendința. Astfel, mulți traderi pierd șanse, pierd oportunități extraordinare în piață. Este lucru. Nu, cel mai des lucru care se întâmplă începătorilor. Ratează pozițiile bune și stau în poziții pierzătoare pe termen foarte lung. De aceea, gândiți-vă întotdeauna la această lege despre care am vorbit anterior, că pozițiile dumneavoastră trebuie să fie, în primul rând, în siguranță. Adică, ori să stați pe o pierdere mică, în așteptarea că piața imediat trebuie să revină pe direcția bună, dacă merge mai mult timp pe direcția proastă, trebuie închisă. Iar dacă piața este pe direcția bună și vine în retestare, în corecție, nu vă panicați, întrucât tendința se va relua. Ceea ce este important este să vă mențineți poziția într-o zonă de siguranță, să nu adăugați volum astfel încât riscul să vă crească, iar corecțiile nu sunt decât momente de descreștere a valorii equity, soldului din cont, care este o valoare de moment a contului, care ulterior revine și ajunge până la ținta maximă prognozată în timp. Este partea cea mai grea, de fapt, de a rezista într-o poziție și de a aștepta să încasați profitul necesar. Profiturile întotdeauna să urmăriți să le încasați la țintă sau aproape de țintă, adică la o țintă de 400-500 de puncte, dacă nu încasați 50 de puncte, e ok. Dar aproape de țintă trebuie încasate profiturile, astfel încât să se păstreze această proporție de 1 la 4, 1 la 5 între stop loss și take profit. La corecții se poate adăuga volum, nu este vorba chiar și despre corecția respectivă, dar volumul adăugat niciodată nu va fi identic cu cel care se intra la început. Dacă pe nivelele superioare, la 13, se poate intra cu 5% din valoarea contului, pentru că aici avem un stop loss scurt, ulterior, când se face corecția, puteți să intrați cu 2% din valoarea contului, în cazul în care trendul continuă să evolueze în direcția ascendentă, adică să-și continue corecția, cel puțin să nu panicați că pierdeți mult. Dar pentru primul an, să zicem, când începeți să tranzacționați pe termen mai lung, este bine să nu adăugați volum la corecții, doar când se face testarea la 23.6, adică această testare de aici, pe graficul USD franc s-a făcut testarea exact pe 23.6, unde se putea adăuga volum, aici pe euro-dolar a fost ceva mai rapidă mișcarea și nu s-a văzut această testare pe nivel de Fibonacci. Iată graficul USD franc. Ultimul trend descendent care s-a inversat odată cu inversarea direcției pe euro-dolar. Trasăm aici un Fibonacci de corecție. Aici veți vedea aceleași semnale care au apărut și pe euro-dolar,
Doar că de data aceasta pe Planck testările s-au făcut ceva mai exact. Adică, iată, testarea la nivelul 13, prima străpungere și testare și ulterior a doua, cu testarea mediei mobile 21. Suntem pe un grafic de 4 ore, imediat o să dau pe zilnic să vedeți. Iată aici cum e testată media mobilă 21. Iar acum, iată cât de frumos, apropo, pe Frank, media mobilă 21 aici coincide cu 55, sunt testate ambele în această corecție, totodată sunt testate și maximele anterioare, adică nivel psihologic aici avem. Mișcarea și evoluția pe Frank pe nivelul Fibonacci a fost și este pentru acest trend mult mai exactă. Vedeți testare pe 13, străpungere la 23.6, testare pe 23.6 și ulterior testare pe 38, corecție mai bine zis până în 38.2, revenire cu testare pe 23.6 și pe mediile mobile. Un lucru important de menționat, atunci când se face prima corecție a unui trend, chiar dacă trendul respectiv, adică trendul acesta care a început ascendent, chiar dacă el reprezintă doar o corecție la trendul anterior, adică să ar evolua până în 61.8 sau 76.4, avem după prima testare a liniei trendului o evoluție pe noua direcție, pe direcția de străpungere și apare a doua corecție. Aceasta a doua corecție are tendința să testeze încă o dată media mobilă 21 pe graficul zilnic și dacă concomitent cu aceasta testează și media mobilă 34 și 55, atunci de aici, de cele mai multe ori, avem o respingere destul de puternică, lucru care se poate întâmpla în acest moment. Iată cum se unesc toate aici. Ceea ce este nevoie, o zi în creștere care să confirme respingere de la acest nivel. Nu mă aștept francul să ajungă chiar până la 1, aici iarăși se aplică extensie Fibonacci pe franc la testarea liniei de rezistență. Iată pe acest val, pardon, am luat linie. Pe acest val se aplică extensia Fibonacci. Și ținta este 423.6, vedem că 361.8 coincide cu 61.8, deci cam aici la 0.9650 sau cât avem aici, 0.9680, aici ar fi ținta, vedem ca să profitul mai sigur. Euro-dolar și USD-franc sunt inverse, adică evoluează în oglindă, când una crește, alta scade. Ok. Totodată vreau să vă arăt același lucru similar se întâmplă și pe euro-dolar, în acest moment fiind testate mediile mobile pe graficul zilnic, iarăși la fel ca și Fibonacci. Euro-dolar în această evoluție, adică nivelele Fibonacci pe euro-dolar nu sunt testate chiar atât de bine. Doar 13 a fost testat perfect, în rest 23.6 vedem o umbră ceva mai scurtă, deși dacă aș trasa Fibonacci mai jos, adică prin punctele de închidere, vom vedea testări mai exacte, dar nu știu dacă ar fi corect de făcut acest lucru. În fine, ideea ar fi că și pe euro-dolar avem această suprapunere a mediilor mobile în acest punct. Deja 34 este mai sus decât 21. 55 are tendința să meargă tot deasupra, adică să se ordoneze toate conform perioadelor. Ar putea, teoretic, totuși să mai apară o umbră lungă în sus de testarea acestor medii mobile și după ce se produce acest lucru, de obicei avem valul principal de evoluție, care este mai lung,
Adică după ce s-a format un minim și are loc testarea mediilor mobile, piața se încarcă cu volum pe vânzare, din ce în ce mai mulți devin siguri de sell și începe evoluția descendentă care duce, consider eu, până în 61.8, pentru cât ar fi totuși puțin cam ar fi prea puțin pentru evoluția prețului ca după o corecție lungă, dintr-un minim care este aproape de nivelul 50%, să scadă doar până în 50%. Adică aici mai sunt încă 60 de puncte până la nivelul 50%. E prea puțin după o corecție lungă. Deci, descreștere mai mult probabilă până în 61.8%. În orice intrare în piață se calculează întotdeauna raportul dintre stop loss și take profit. Întotdeauna, în primul rând, se calculează pierderea și, în al doilea rând, verificăm profitul. Pierderea se calculează pentru aceea ca să știm cu ce volum intrăm în piață, astfel încât să nu pierdem mai mult de 5% într-o singură poziție și vedem în cazul respectiv că avem un raport deja aproximativ de 1 la 1 între stop loss și take profit, ceea ce nu este deloc avantajos. Dacă prețul ar crește până în 23.6, atunci am primi un raport mai avantajos, dar e posibil să nu să se întâmple acest lucru și din cauza aceasta e nevoie poziționarea de la nivelele superioare atunci când încă direcția nu este clar definită, dar când apar deja unele semnale pentru formarea direcției noi, pentru inversarea trendului. Vreau să vă arăt încă o evoluție pe un instrument și după aceea o să analizăm și USD/IEN în japonez, pentru că văd că sunt cereri. Iată NZD/USD, nu vi l-am arătat la început. Și am motive pentru aceasta. Iată graficul de evoluție ascendentă pentru această paritate. Încă din vară, în luna iulie, am început să vorbim despre inversarea direcției trendului și despre maturitatea acestui trend. Iată, din vară erau trasate aceste linii paralele, ultima linie fiind trasată prin minimum de jos și al doilea minim, aici vedeți puțin mai sus decât această umbră cea mai de jos, pentru că am încercat să trasez și prin o umbră care vine puțin mai sus. Linia aceasta de suport formează alte linii paralele cu aceasta, cu ea, astfel încât se formează clar canalul de evoluție a acestui trend și paralelismul, celelalte linii intermediare testând minimele și maximele. Adică vorbim despre maturitatea unui trend care are tendința să se inverseze odată cu străpungerea mai jos decât linia de suport. După această străpungere urmează revenirea prețului pentru testare. Testarea s-a făcut la linia trendului și ulterior prețul a început să evolueze ascendent, să meargă mai sus. Iarăși, acest 13 care prețul ajunge până la el ca să testeze. În moment această figură, chiar dacă este pe termen mai, de fapt nu, este pe weekly, seamănă foarte mult cu ceea ce arată aurul, apropo. Un vârf mai sus cu 3 vârfuri la nivelul 13. Același lucru îl vedem și pe
și toate sunt puțin mai sus decât 13, exact ca pe aur. Ulterior, respingere de la nivelul 13. Aici, în cazul respectiv, la fel ca și pe aur, avem străpungerea liniei de suport, ultime linii de suport, revenire cu testare pe 13 și se ia în considerație deja pe graficul zilnic doar ultimul trend ascendent. Adică, unul la mână, pe graficul săptămânal am avut această străpungere cu revenire și testare, și testare până în nivelul 13. După care luăm în considerație doar această testare ca un trend ascendent pe graficul zilnic. Trasăm linia de suport pentru aceasta, care poate inițial să vină și puțin mai sus, la care nu s-a făcut o testare exactă, de aceea este coborâtă prin următorul minim. Și veți vedea că ieri marți s-a făcut testarea exact pe linie. A revenit prețul, ieri a scăzut mult în jos. Semnalul format se numește fugarul. Atenție, concomitent se face testarea și la aceste medii mobile care se suprapun aici. Când avem acest fel de testare la linia trendului concomitent cu mediile mobile, 21 și 34 și dacă mai vine și 55 e perfect, respingerea este foarte puternică, are loc inversare de direcția trendului și este punct optim de intrare în piață. Observați, concomitent se confirmă o inversare la graficul săptămânal, unde în 13 s-a terminat ultima testare. Și concomitent avem și la graficul zilnic, unde vine și testează pe linia de rezistență, pardon, de suport și dă, ieri a dat semnal de vânzare. Astăzi a venit cu umbra testat minim anterior și a plecat în sell. Este pe termen scurt se trasează iarăși Fibonacci de extensie pe ultimul val corectiv, care ne va da mișcarea pentru prima țintă. Ulterior, vedem, poate vom avea ceva valuri corective, dar în general tendința va fi una descendentă deja pe termen lung. Cel puțin pe termen scurt vom vedea în următoarele săptămâni, una, două, deja un minim la 0,79. În felul acesta, evident, după ce s-a făcut testarea ziua de ieri, de fapt nu ieri, marți, după ce s-a făcut testarea în această zonă, se ia un stop loss cât mai scurt, chiar dacă intrați și de mai jos, aveți posibilitatea să luați un stop loss de 100 de puncte și să vă poziționați în piață pe vânzare pe termen lung. Dezavantajul este swap-ul. Vânzare pe NZD/USD, vă dă un swap mare și nu e prea avantajos de stat în poziții lungi pe vânzare pe NZD/USD și pe AUD/USD, deși pe NZD/USD swap-ul este mai mic. Totuși, avem instrumentele euro-dolar și USD-franc, unde swap-urile de cumpărare a dolarului, ca să zicem așa, sunt mai mici și tendința de pe NZD/USD și AUD/USD și de pe indici confirmă o apreciere a dolarului, cel puțin în următoarele săptămâni, ceea ce permite poziționarea și pe euro-dolar și pe USD-franc. În ceea ce ține de evoluția parității USD-GPI, la fel, avem inversarea unui trend de durată foarte lungă, de săptămâni, din 2007 până de curând, până în 2011, a fost trend descendent, ulterior am avut străpungere cu formarea unui maxim, mai sus decât maximele anterioare, revenire cu testare, mai multe testări pe nivelul 13, îl vedeți, dar deși Fibonacci aici este trasat pe termen mai scurt, doar pentru ultimele două maxime am trasat linia trendului. Nu aceasta este linia trendului. Dacă o trasez din vârf, ea vine ceva modificată. Deci am luat așa pentru ultimul trend descendent.
Aici au fost trenduri intermediare ascendente. Deci am luat ultimul trend descendent, pe ăla am plasat Fibonacci, testat de mai multe ori pe nivelul 13. Iarăși linie de trend, străpungere, testare, practica și peneze de USD, inversare atât la nivel de săptămânal, de grafic săptămânal, cât și inversare la nivel de grafic zilnic. Băgate, nu am mai postat analize pentru USD yen japonez, deși într-o vreme am început să scriu despre faptul că aici au apărut semnale de inversare. Ultima străpungere și testare făcându-se pe data de 11 octombrie, când a fost dat semnalul final de cumpărare în această zonă. În zilele trecute am văzut o revenire cu testarea maximelor anterioare, cu niște umbre scurte aici, și pe care prețul în cumpărare. Extensia Fibonacci se va trasa valul corectiv. Și ne indică un prim potențial de creștere până în 423.6, 361.8. Deci ar mai avea puțin de crescut. Totodată, după ce prețul va trece mai sus de aceste nivele, deja va fi o trecere mai sus de nivelul 13 pe termen lung, adică din 2007 până acum. Dar, în general, tendința ascendentă pe termen lung se configurează în acest moment. Deși poziționarea pe acest trend ar fi prea târzie. În mod normal, pentru poziționare pe trend, ar fi nevoie să vedem o revenire cu testare pe linia trendului, deși aceasta încă nu este formată. Deci, practic, intrarea pe USD Yen ori trebuia să se facă de la nivele de mai jos, adică în zona prețului 79, ori deja va trebui să intrați mult mai sus după ce trece mai sus de 84. Depinde cum va evolua. Totuși, USD Yen poate să înceapă să evolueze descendent odată cu începutul unei tendințe puternice descendente pe euro-dolar și pe USD franc și pe aur. Pe USD franc va fi ascendent, evident. Adică totuși revenirea ienului pe apreciere e posibilă. Deci nu m-aș grăbi să spun că puteți să luați poziții de cumpărare pe termen lung pe USD Yen. După cum am văzut în toată această perioadă, USD Yen-ul a evoluat comparativ cu euro-dolar diferit, adică dacă pe euro-dolar dolarul s-a apreciat, atunci pe USD Yen dolarul s-a depreciat. Și tendințele de trend e greu de le apreciat. Totul este în funcție de politica monetară a Băncii Japoniei, ceea ce știm că, până la urmă, chiar și Banca Centrală a Japoniei nu poate să influențeze prea mult tendința valutei naționale și atunci rămâne la discreția investitorilor. Nu analizez alte parități pe yen decât USD yen. Ok, haideți să ne uităm puțin ce s-a mai întâmplat între timp pe
Indici, vedem că au mai scăzut. Totuși, cred că mișcările se vor configura după ora 9, după discursul lui Bernanke. Și atunci e probabil să avem și alte descreșteri. Dar, în mare, mesajul acestui webinar a fost unul, că găsirea punctelor optime de intrare în piață apare atunci când abia se inversează direcția unui trend. Ulterior, dacă se formează doar o evoluție corectivă la un trend anterior, nu e posibil de intrat cu mai mult volum în piață, pentru că aceasta crește riscul. Dacă, în schimb, am avut un trend corectiv, întrucât pe euro-dolar, până în acest moment, trendul primar este unul descendent, și am avut un trend corectiv, cum a fost cel din care s-a terminat în primăvara anului 2012 și după care începe iarăși un trend impulsiv. Evident, pentru acesta, ulterior, e posibil să mai adăugăm volum pe vânzare chiar și sub 38,2%. În cazul respectiv, putem să avem o terminare de trend, totodată, întrucât am avut un val de străpungere, 2 corectiv, 3 impulsiv, 4 corectiv, 5 impulsiv. Și acum putem să avem decât o corecție până la 61,8% și după aceea revenirea prețului pe o evoluție descendentă, pe o evoluție ascendentă pe termen mai lung. Dacă va trece mai jos de 1,24, atunci poate să scadă și mai jos. Atunci se mai pot deschide poziții de vânzare. Dar pentru această evoluție descendentă nu se știe dacă aceasta se va opri în 61,8%, adică în 1,25%, sau dacă va trece mai jos. Să se formeze un nou val impulsiv care să scadă până la 1,16, de exemplu. Prețul pe euro-dolar a mai scăzut puțin și văd că și în această oră pare să scadă. Dacă până la sfârșit de zi ar trece sub 1,2770, atunci pe grafic zilnic prețul va intra sub un nivel psihologic care s-a configurat în trecut, 1,2770, ceea ce va permite mâine mai ușor să-și formeze o tendință descendentă, adică continuarea trendului descendent. Lira dolar are aceeași tendință ca și euro dolar, ba chiar are o tendință de descreștere mult mai puternică. Iar în ceea ce ține de linie pe SP 500, pe grafic săptămânal, atunci trendul aici se trasează în felul acesta. Practic, linia de suport, dacă ar fi să o luăm într-un mod clasic, ea de mult a fost străpunsă. Iar dacă ar fi să configurăm canalele de evoluție a prețului, atunci se trasează linie pentru primul trend ascendent din 2009 până în 2010. Paralel cu această linie de suport, trasăm alta. Acesta este canalul de evoluție, practic, pentru
SP500. Vedeți acum cum prețul iese din canal și pe viitor s-ar putea configura o tendință descendentă. Pentru aceasta e nevoie de formarea unor minime mai jos decât minimele anterioare, ceea ce o să dureze. Da, pe DAX se formează același lucru. Ok, sunt sigur că dacă vor apărea tendințe descendente pe termen lung, adică și euro-dolar să scadă pe termen lung, cu siguranță vor apărea și puncte de testare bune pentru reintrarea în piață. Dacă tot e să vorbim puțin un minut despre acest lucru, atunci consider că după ce, dacă se va configura o tendință descendentă pe termen foarte lung, adică până în vara viitoare, să tot scadă prețul pe euro-dolar, atunci m-aș aștepta ca evoluția prețului să se producă în felul următor. Să zicem că testarea s-a terminat aici sau va merge puțin mai sus, acest lucru nu contează. După aceasta să avem o descreștere până în 61,8%, iar ulterior, după aceasta, vom avea nevoie de trendul de pe graficul săptămânal și de canalul acestui trend, trasăm cât mai exact linia acestui canal. După testarea în 61,8, m-aș aștepta la o revenire a prețului. Și aici, când prețul va începe să revină pe euro-dolar, mulți vor considera că prețul reia o tendință ascendentă, dar anume în acel moment când se va forma acest lucru, poate să apară un punct foarte bun de intrat pe vânzare pe termen lung. Întrucât undeva în această zonă se poate face, bine, poate să meargă chiar și mai sus de 38,2. Poate crește și până în 23,6. Și să apară o oportunitate bună de intrat pe vânzare. Adică în momentul acesta intrarea pe vânzare de fapt reprezintă o corecție la trendul anterior, o corecție până în 61,8%. Ulterior, consider că va fi o revenire de la 61,8% și în funcție de cum se vor face testările în această zonă 38,2 și 23,6, se poate configura un punct bun de intrare pe vânzare pe termen lung, adică până în 1,16. Sau, dimpotrivă, va fi străpungere la linie de rezistență și începutul unui trend ascendent. Vom discuta la webinariile următoare, probabil va fi un webinar în luna decembrie dedicat pentru acest subiect, întrucât cam va dura încă vreo 2-3 săptămâni până scade prețul în 61,8 și apoi vom putea să discutăm despre o posibilă evoluție a prețului deja pentru anul 2013. Să nu mergem prea departe totuși. Până atunci să încercăm să vedem cât mai bine ce se întâmplă în momentul de față cu prețul. Ok, vă mulțumesc pentru participare la acest webinar. Sper să luați multe lucruri folositoare, să le aplicați în strategiile noastre de tranzacționare și să fiți cât mai profitabili. Vă doresc o seară bună, la revedere!